Și în acest moment au loc audierile celui care este propus pentru resortul agriculturii PTD. Ascultăm ce se întâmplă să acolo. Să facă atunci când dumneavoastră socotiți necesar să ne întâlnim pentru a putea realiza un dialog cuvenit într-un moment de analiză a activității pe care eu și echipa mea a desfășurat-o în această perioadă la Ministerul Agriculturii. Da, este în regulă, doar pe o treabă de procedură. Vreau să vă informez că grupul parlamentar UDMR a trimis un locuitor în locul domnului Cioba Ișvan pe domnul Antal Ianoș, care este aici. Este aici documentul. Antal Ișvan Ianoș. Nu uitați acolo. A, ei, n-ai, ce vrei acum? Ia, doar de asta vreți 20%. No, bine, hai să începem să pornim. Pornim dintr-un capăt de aici, de la domn profesor, la care ați adresat o întrebare și tot mergem prin nepui. Aveți domn profesor? S-au alertat. Domnule ministru, v-aș ruga să vă aplicați cu foarte mare atenție în continuare asupra tot ceea ce înseamnă sistemele de irigații la nivel național și țin să vă aduc la cunoștință faptul că la Dăbuleni, abia duminică s-a logat apă pe canalul magistral, ceea ce mi se pare o dată destul de întârziată. Și aș vrea să... Nu, s-au logat în fiecare an a fost apă pe... s-au utilizat sistemul de irigație la Dăbuleni. Dar, insist pe acest aspect, trebuie foarte bine detaliat programul de dezvoltare a tot ceea ce înseamnă irigațiile la nivel național. Fiindcă sunt niște propuneri de ansamblu acum, toate care au fost exprimate. Sunt niște sume defalcate pe niște perioade de timp bine definite, dar trebuie intrat foarte mult în detaliu. Știți și dumneavoastră acest lucru foarte bine, nu vă spun o noutate, însă este una din marile speranțele agricultorilor români, într-adevăr, funcționalitatea sistemelor de irigație. Cele care sunt și care cer și bine ar fi să dezvoltăm în continuare aceste sisteme de irigație. Mulțumesc mult! Zi agitată așadar astăzi în Parlamentul României. Miniștrii desemnați din guvernul Tudose vor fi audiați în comisiile de specialitate. În aceste momente este rândul lui Petre Daia, propus în funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale. Urmărim și noi declarațiile. O problemă pe care cu toții o socotim de o importanță vitală pentru agricultura țării românești. Dacă ar trebui să vorbesc despre sistemul de irigații, mi-ar trebui cel puțin 2 ore ca să ajung pe fiecare element în parte. Vă spun doar așa, că tot programul pe care l-am început este la zi. Și vă dau câteva detalii. În Ministerul Agriculturii, în momentul în care am preluat mandatul, nu era nicio documentație tehnică introdusă în Consiliul Tehnic Economic. La ora actuală sunt toate documentațiile tehnice trecute pentru 31 de amenajeri, având în vedere faptul că am pornit la reabilitarea sistemului în 3 etape. Prima etapă reprezintă cele 40 de amenajeri, care înseamnă 1,3 milioane hectare, care se localizează în zona unde avem organizații în așa fel încât să putem pune în mișcare sistemul în mod integrat. A doua etapă care, deci toate sunt începute, a doua etapă este cea care se referă la organizațiile care sunt în formare și a treia etapă acolo unde nu avem organizații. Vă informez la această dată în agricultura țării românești, în evidențele noastre, sunt începute acțiunile. Creăm, pe de o parte, cu direcțiile agricole, ne-am dus până acolo pentru că, lipsind inițiativa locală, am impus direcțiilor agricole
să intervină în acest cuplaj de interes major pentru zonă, în așa fel cât alături de proprietarii de teren se realizeze aceste organizații. Pentru că sunt două componente principale ale sistemului care prind elementele concrete ale desfășurării lui. Anume, este partea principală a sistemului care înseamnă stațiile de pompare și repompare cu canale de aducțiune care intră în programul național și pe care, la care am făcut vorbire că studiile în diferite faze și am elementele clare aici, în ce dată încep lucrările efectiv. Și a doua parte... Miniștrii propuși de liderul PSD Liviu Dragnea și de prim-ministrul Mihai Tudose pentru formarea noului guvern sunt audiați așadar și la această oră în comisiile de specialitate din Parlament. Vorbim despre un aviz de natură consultativă. Lista miniștrilor propuși de Mihai Tudose urmă să fie supusă în bloc votului Parlamentului. Astfel, plenul se va reuni începând cu orele 15 pentru a valida sau nu cabinetul desemnat. Și dacă lucrurile încep să se așeze ușor-ușor pe scena politică și doar câteva ore ne mai despart așadar până la formarea unui nou executiv. Vreau să vorbim puțin și despre programul de guvernare.